Nu știu câți dintre voi ați început să vă faceți bilanțul. Poate ați spune că este prea devreme. În ultimii ani mă gândesc tot mai mult la o astfel de chestie. Și uite așa, am realizat că de-a lungul timpului am comis o greșeală destul de mare pe care nu mai pot să o repar, deoarece, așa cum se spune în popor, timpul nu are răbdare cu tine. Greșeala constă în faptul că nu îmi cunosc țara natală și nu aș da vina pe părinții mei, pentru că epoca de mult apusă, vorbesc de epoca comunistă, nu îți dădea posibilitatea să ai prea multe orizonturi. Din acest motiv, nu știu prea multe despre România și în ultimele două luni am decis ca să nu mai comit o eroare asemănătoare. Din acest motiv, m-am hotărât să cutreier statul în care locuiesc, în speță Illinois. Și alături de voi, de cei ce urmăriți canalul meu, vreau să vă prezint cele mai importante localități din statul despre care aminteam mai devreme. Dacă ar fi să cadrez localitatea în care mă aflu actualmente într-un top, cu siguranță aș pune-o pe locul întâi în cele pe care le-am vizitat deja. Pentru că, veți vedea, astăzi am poposit într-un oraș care are o istorie uriașă și nu sunt cuvinte mari, pentru că atunci când vă voi da detalii mai amănunțite, cu siguranță veți fi pe aceeași undă cu mine. Așadar, doamnelor și domnilor, vreau să vă spun că sunteți în Woodstock, Illinois și dacă vă place un astfel de vlog, v-aș invita să rămâneți alături de mine pentru că vă voi prezenta niște lucruri foarte interesante. Am avut de ales pentru începutul acestui vlog două subiecte și m-am tot gândit care este mai atrăgător. Până la urmă am decis ca să vă prezint clădirea din fața mea care are o istorie uriașă și mai mult decât atât, în interiorul său la un moment dat a evoluat și Orson Welles. Cei ce sunteți născuți în perioada comunistă cu siguranță ați auzit despre domnul pe care l-am pomenit mai devreme. Doamnelor și domnilor, aveți în față opera din Woodstock, Illinois, pe scena căreia a evoluat la un moment dat celebrul Orson Welles. În vremurile de mult apuse, la defuncta TVR, în ziua de marți, era o emisiune care se numea Telecinemateca. Din când în când ne erau prezentate pelicule americane și care le avea un prim plan pe Orson Welles, din postura de scenarist, regizor, dar și actor. Astfel, încă din frage de pruncie, cum să mai spune, am luat contact cu acest domn pe care americanii îl consideră copilul minune al cinematografiei lor. Dar nu numai, pentru că, veți vedea, el a avut o influență chiar și la nivel mondial. Dar hai să vedem care a fost viața lui Orson Welles și la un moment dat vă voi vorbi și despre cariera sa cinematografică. S-ar putea să am niște bâlbe pentru că am o emoție în glas. Nici n-am știut că Orson Welles s-a născut în apropierea locuinței mele actuale. Într-o zi de 6 mai 1915, în statul vecin, în speță Wisconsin, în localitatea Kenosha, care se află situată la vreo oră distanță de locuința mea actuală, venea pe lume Orson Welles. La vârsta de 10 ani, Orson Welles a fost înscris de către părinții săi în Woodstock la Todd Elementary School for Boys, adică pentru băieți. Se spune că această unitate de învățământ a influențat foarte mult creativitatea viitorului regizor, scenarist și actor american. De altfel, într-un interviu acordat unui important ziar american, după ce au trecut foarte mulți ani, Orson Welles a mărturisit că locul natal pentru el reprezintă orașul pe care eu l-am pomenit mai devreme. Debutul teatral al celebrului Orson Welles s-a înregistrat pe scena operei pe care v-am prezentat-o mai devreme și ea, de altfel, îi poartă și numele.
la vârsta de 19 ani, se spune că Orson Welles a avut primul rol pe scena operei din Woodstock, Illinois. În anul 1942, pelicula Cetățeanul Kane a fost nominalizată la Oscar pentru cea mai bună peliculă, cel mai bun regizor și cea mai bună interpretare. În anul 1965, o altă peliculă cu un nume greu de pronunțat, Falstaff, a fost nominalizată de asemenea pentru premiile Oscar. La finalul acestei prezentări dedicate lui Orson Welles, să spunem că într-o zi de 10 octombrie 1985, Orson Welles a trecut în neființă în orașul Los Angeles din California. Și acum că am terminat această prezentare legată de Orson Welles, un personaj extrem de important din istoria orașului Woodstock, cred că ar fi momentul să vă prezint localitatea în care mă aflu eu actualmente. Iată că am prins și momentul în care clopotele situate în partea superioară a clădirii care găzduiește opera din localitate ne dă semnalul că s-a făcut numai puțin ora 11. Mă uitam la ceas să vedem, pentru că de multe ori pierd și eu noțiunea timpului. Având în prim plan această minunată clădire, vreau să vă spun că mă aflu în centrul orașului, unde există un parc extrem de cochet. Și aș începe prin a vă spune că acest oraș face parte din comitatul McHenry, Illinois, situat la 45 de mile nord-vest de Chicago. În 2020, populația acestui oraș era de 25.630 de suflete. Bineînțeles că principala atracție a centrului orașului reprezintă clădirea operei din localitate, dar vreau să vă arăt într-o rotire de 360 de grade cum arată acest parc, dar și clădirile din apropiere. Este un parc destul de cochet, curat, simplu, cu parcări pentru oamenii care lucrează în magazinele din apropiere, dar și pentru cei ce vin să viziteze locul acesta. În prezentarea pe care am găsit-o în mediul online, se spune că mai există o clădire atrăgătoare acolo unde se află tribunalul Old McHenry County. Să vedem, poate ajungem și acolo, dar deocamdată hai să vă prezint alte detalii legate de această localitate. Numele inițial al localității a fost Centerville. Spuneam că Woodstock face parte din comitatul McHenry și a fost ales ca reședință a acestuia la 4 septembrie 1843. Pe atunci încă se numea Centerville, numai că în anul 1845 un rezident al vechii localități a propus ca numele localității să se schimbe și aceasta de fapt să fie asemănătoare cu numele aceleia de unde provine el, Woodstock, Vermont. Așadar, din 1945, Centerville a devenit Woodstock. Woodstock s-a dezvoltat enorm pentru că în zonă au sosit foarte mulți oameni și din acest motiv, în 1873, acesta a devenit oraș. Primul primar al orașului a fost John Wett, care de altfel m-aș vina să nu aibă vreo statuie pe aici prin apropiere, pentru că în toate localitățile pe care le-am vizitat am observat că primul primar al localității respective are un bust în centrul orașului. Atunci când voi da o tură prin zonă, poate voi descoperi o statuie legată de acest primar despre care spuneam că a fost primul al localității Woodstock.
și cam mai în toate orașele americane, pentru dezvoltarea unei localități a fost necesară o cale de acces. Din acest motiv s-a construit o linie de tren care leagă și în momentul de față Chicago de locul în care mă aflu eu actualmente, linie de tren pe care o puteam folosi și eu, dar din cauza vremii și din cauza anumitor probleme de sănătate pe care le am în momentul de față, am decis totuși să vin cu mașina. Dacă voi mai reveni în Hoosac, Illinois, cu siguranță voi lua trenul, pentru că mie îmi place să călătoresc accesând un astfel de mijloc de transport. Să spunem că Hoosac, Illinois, are și o poveste mai ciudată, deoarece pe teritoriul său a fost construită o închisoare și la un moment dat a poposit într-o celulă un personaj pe nume Debs. Acesta a condus sindicatele căilor ferate americane. Pentru că domnia sa a declanșat o revoltă la un moment dat, autoritățile din anii respectivi l-au găsit vinovat și l-au trimis la închisoare. Din cauza că era un personaj destul de influent, el nu a fost încarcerat în Chicago, ci a ajuns aici în Hoosac pentru că închisoarea era nouă și mai mult decât atât, era destul de ferit de influența altor cetățeni. Închisoarea era construită la parterul tribunalului din localitate și pe perioada detenției tovarășul respectiv a început să primească vizita unor influenți oameni reprezentând socialismul din acele vremuri. Și uite așa, în mintea acestui tovarăș s-au declanșat tot felul de scenarii. A început să studieze tezele marxiste. Ulterior, după ce a reușit să scape de detenție, a cochetat foarte mult cu un partid socialist din acele vremuri și din postura de reprezentant al acestuia a candidat pentru câteva ori la președinția Statelor Unite. Din fericire, nu a ajuns în această funcție. Și cred că a sosit momentul să povestim despre al doilea eveniment istoric care a marcat viața acestui oraș. La începutul secolului 20, Hoosac devenise polul mondial al mașinilor de scris. Ați văzut în filme că se foloseau foarte mult aceste mașini de scris. Ele se găseau în redacțiile ziariștilor, se utilizau chiar și atunci când se scriau scenarii de film, dar au avut o contribuție majoră chiar și în războaie. Au existat două fabrici în Hoosac. Nu am să vă dau numele acestora, dar istoria spune că la un moment dat ele au fuzionat și din 1919 a existat doar Emerson Wright Company. Muncitorii care își derulau activitatea în această companie construiau mai mult din jumătate din producția mondială a mașinilor de scris. Această fabrică a funcționat până în anul 1970, când cineva a preluat locația unde se găsea și i-a dat un alt destin. Se spune că compania Emerson a contribuit foarte mult la dezvoltarea orașului, pentru că în jurul ei oamenii au avut și o viață socială foarte bogată. Au funcționat două echipe destul de puternice de baseball, foarte multe cluburi, discoteci, formații de muzică și oameni din statele vecine apelau la serviciile acestora, pentru că Hoosac devenise o locație importantă nu doar în statul Illinois, ci și în împrejurimi. Îmi place foarte mult arhitectura acestor clădiri. Ne vom apropia din nou de celebra clădire care găzduiește opera din localitate. Poate voi face o pauză și la un Starbucks, pentru că am înghețat și am nevoie de ceva cald. Multe magazine, bineînțeles, cu tot felul de produse.
Aici este sediul unei firme de avocatură și hai să vă prezint și câteva vitrine. Foarte fain ornată această vitrină. Poate vă întrebați unde a fugit lumea. În general, pe străzile acestor localități nu prea vedeți multă populație și ne aflăm și într-o zi de duminică și mai mult decât atât și vremea de afară nu este una prietenoasă. Și iată din nou această minunată clădire. Foarte fain arată. Hai să vedem ce evenimente se organizează în această perioadă. Uite, de exemplu, în 27 aprilie, cei ce vreți să veniți la această operă, se realizează un spectacol The Comedy Zone și mai multe evenimente. Probabil există stagiune de toamnă. Vara, din ce văd eu, se ia o pauză. Câteva afișe cu evenimentele care vor avea loc. Mi-au înghețat atât de tare buzele încât abia mai pot să vorbesc. Și am ajuns și la un Starbucks. Cred că voi intra înăuntru să iau un cappuccino. Ia uitați ce frumos arată și clădirea poștei din localitate. Minunat! Să văd dacă mai am timp. Poate voi da o tură și printr-un cartier. Situat în această localitate. Aici avem un mall. V-ați aștepta să vedeți o clădire împurătoare, dar dimpotrivă este o construcție simplă, probabil care găzduiește câteva magazinele. Și aici o clădire foarte mare. Și o doamnă care se uita la mine, dar ea nu înțelegea că eu filmam clădirea, nu pe ea. Nu mă interesa mașina ei. În principiu, astfel de clădiri găzduiesc lăcașuri de cult, dar imediat ce ne vom apropia, vom desluși misterul din fața camerei. Cred că ea a fost restaurată, nu cred că este o construcție nouă. Oricum arată extraordinar de bine. Old Courthouse Arts Center. Registrul Național de Istorie. Da. Arată foarte fain clădirea. Să continuăm plimbarea prin centrul orașului. Îmi place și această căsuță care se află chiar lângă clădirea pe care v-am prezentat-o mai devreme. Interesant cum este construit acest centru, un parc în mijloc, în jurul căruia se află această șosea, care deține parcări. Și de pe această șosea avem ramificații ale unor artere pe care găsim restaurante și tot felul de magazine. Aceasta este una dintre arterele care au conexie cu centrul orașului. Care are, pardon.
Aici avem un restaurant mexican unde văd că deja oamenii au venit să ia masa de dimineață. Iată încă o vitrină care mi se pare că arată foarte fain. Păcat că se reflectă din geam. Lucruri pe care oamenii le purtau odinioară, articole de îmbrăcăminte, văd și două valize foarte vechi. Să știți că în Statele Unite Americii se pune accent foarte mult pe astfel de locuri. Americanii țin la lucrurile pe care străbunii lor le purtau și chiar dacă ei nu le mai folosesc, adoră să le achiziționeze, să le dețină prin case. Nu de puține ori am sesizat acest lucru, lucrând în locuințele americanilor, cum că aceștia au prin casă expuse tot felul de obiecte care au aparținut vremurilor de mult apuse. Și cred că se cam încheie prezentarea mea din centrul orașului. Să vedem dacă mai am timp, voi merge să caut și o zonă, un cartier din această localitate, să vedem cum se prezintă acesta. Păcat că ori de câte ori vin să realizez astfel de vloguri, parcă este un făcut, vremea de afară nu ține deloc cu mine. Și de data aceasta pot spune că ea m-a influențat, deoarece mi-au înghețat buzele, mâinile și poate aș fi avut mult mai multă voioșie în a vă prezenta acest oraș minunat. Am decis să închei incursiunea mea în Ustac, Illinois, din cauza vremii, pentru că după 10 minute de stat în mașină, încă nu am reușit să îmi dezmorțez mâinile. Iată că din nou vremea, așa cum spuneam mai devreme, și-a pus amprenta pe încercarea mea de a crea un vlog cât de cât calitativ. Să sperăm că totuși, până la urmă, am reușit să realizez o chestie atractivă și voi, cei ce urmăriți canalul meu, să vă bucurați alături de mine de localitățile pe care vreau să vi le înfățișez. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru că urmăriți acest canal și până data viitoare să aveți clipe extraordinare oriunde v-ați afla. La revedere!